Carmen de la Sălciu, l-a impresionat pe Carmen de la Sălciu cu mesajul pe care l-a publicat de ziua lui. Carmen de la Sălciu și Culiță Sterp au format unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea muzicii și mulți dintre fanii lor au fost șocați atunci când ei au divorțat. Deși despărțirea a fost una plină de reproșuri și cei doi artiști au făcut acuzații care mai de care mai grave, recent ei s-au împăcat. Când nimeni nu se mai aștepta, Carmen de la Sălciu și Culiță Sterp au recunoscut că se iubesc și că formează un cuplu. Prima fotografie oficială după împăcare a fost publicată de frumoasa artistă de ziua lui. Mesajul pe care l-a scris ea l-a emoționat mult pe fostul ei soț, care i-a oferit și un răspuns public. Nu știu dacă ți-ai propus sau nu să mă faci să plâng, dar ai reușit. Emoție, fericire, amintiri, toate adunate la un loc. Îți mulțumesc mult pentru tot, pentru toate momentele ce au fost și pentru omul care ești. Am învățat multe unul de la altul și am evoluat împreună, după care separat, dar, cum ai spus și tu, ca niște semințe care au răsărit și de care a avut grijă cel de sus. Mulțumesc încă o dată! Virgulă a scris Culiță Sterp pe Facebook. Ce mesaj a scris Carmen de la Sălciu lui Culiță Sterp? Ne-am îngropat, dar nu am realizat ca noi suntem. Minte. Și, iată-ne, din nou zâmbind semnele exclamării, punct la mulți ani, fie două puncte, punct bărbatului care m-a condus până în fața lui Dumnezeu, omului simplu cu care râdeam la oi pe câmp și unde fericirea era cea mai pură. Îți doresc să fii un om împlinit cu tot ce înseamnă asta. Te felicit pentru ambiția și evoluția ta. Știu cum am început de acolo de jos și știu cât a fost de greu. Culege roadele succesului și fii un om fericit. Virgulă a scris Carmen de la Sălciu pe pagina ei de Facebook, de ziua lui Culiță Sterp.